Știința Explorări Baia Mare a întâlnit în deplasare formația CSU Timișoara într-o partidă programată în etapa 8-a din grupa pentru locurile 7-12. Cu toate că au întâlnit o echipă mult mai slabă valoric, formația băimăreană de volei a avut emoții înaintea acestei confruntări, mai ales din cauza problemelor de lot cu care se confruntă. Explorări a reușit însă să se impună cu 3-0 și să obțină toate cele 3 puncte puse în joc. Echipa antrenată de Marius Botea și Sorin Pop a început în forță meciul și a câștigat primul set cu 25-11. Setul secund a fost unul mult mai echilibrat, însă băimărenii s-au impus în prelungiri cu 27-25, după care și-au adjudecat setul 3 cu 25-20. Cel mai bun jucător din tabăra băimăreană a fost Robert Suțea, care a reușit 15 puncte, 2 blocaje și 2 servicii în as. În urma acestui succes, Explorări acumulează 45 de puncte, 3 mai puține față de ocupanta locului 8, Unirea Dej, care are însă un meci mai puțin disputat. Baia Mare și Dej se vor întâlni în runda următoare, penultima din această ediție a campionatului.